Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi cartofi la cuptor și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de cartofi, 2-3 linguri de mălai, 2-3 linguri de ulei de măsline, o linguriță de curcuma, o linguriță de ierburi de Provence, 2 linguri de mix de condimente pentru cartofi la cuptor, o linguriță de rozmarin uscat și puțină sare. Voi începe această rețetă cu cartofii, pe care îi voi tăia prima dată în jumătate și apoi în felii, nu foarte groase. Vreau să obțin dintr-un cartof 8 felii mai mici. Îi voi pune într-o tavă pe care am tapetat-o cu puțină hârtie de copt și continui să tai cartofii. Și continui așa până când voi termina de feliat toți cartofii. Am terminat de tăiat toți cartofii, peste ei voi pune ulei de măsline. Doar câteva linguri, nu este foarte mult. Apoi voi pune condimente pentru cartofi la cuptor. Ele conțin sare roz de Himalaya, coriandru și chimen. Miros foarte bine aceste condimente și coriandru merge perfect cu cartofii la cuptor. Apoi voi pune curcuma. Mai mult pentru culoare, pentru că îmi place culoarea pe care o dă cartofilor. Rozmarin, pentru că rozmarinul se potrivește foarte bine cu cartofii. Ierburi de Provence. Puțină sare. Nu foarte multă, pentru că acel condiment are deja sare de Himalaya. Și pentru o crustă crocantă am să pun și puțin mălai. Dacă nu vă place mălaiul, îl puteți înlocui cu pesmet. Nu foarte mult mălai, decât câteva linguri. Voi amesteca acum totul. Am amestecat cartofii cu toate condimentele. Voi da acum această tavă la cuptor la 200 de grade pentru 45-60 de minute sau până când cartofii s-au înmuiat și sunt ușor aurii deasupra. Cartofii la cuptor sunt gata. Te-am lăsat la cuptor cam pentru o oră și uitați cum arată după o oră de stat la cuptor. Sunt foarte, foarte crocanți, miros extraordinar de bine, sunt super aromați și sunt o garnitură extraordinară pentru orice fel de carne. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună, iar pentru mai multe rețete vă invit să accesați linkurile afișate pe ecran. La revedere!